aș vrea să încep cu sistemul fiscal. Taxarea care este, să zicem, o muncă forțată indirectă, însă Roba identifică, noi de taxarea am mai vorbit și în alte capitole, însă Roba identifică un alt tip de muncă forțată în sistemul ăsta fiscal, și anume faptul că trebuie să-ți completezi singur hârtiile pentru ca... Verifici singur dacă e corect, ce e corect, taxe plătești. Da? Și angajatorii fac acea... Munca fiscului. Munca fiscului pentru angajaților. Bine, partea asta cu fiscalizarea, că trebuie să-ți faci tu singur taxele, e oarecum particulară pentru America, dar la noi în România nu prea... Declarația 220. Da, dar doar în cazul în care nu ești, ai venituri din activități altele decât job-ul. Da, da. Da, și pentru marea majoritate a persoanelor chestia asta nu înseamnă mare. Da, fiind în America, această reglementare a fost introdusă în al doilea război mondial, ca angajatorii să completeze pentru angajați hârtiile și să ducă banii, să transmită banii direct în trezoreria americană. Trebuia să fie doar în timpul războiului. Și da, și ca întotdeauna... Toate lucrurile temporare rămân foarte permanente. Exact. Și chiar după al doilea mondial, o femeie, patrona unui mic magazin, chiar a încercat să ridice problema asta. A zis, dom'le, eu nu vreau să fac muncă voluntară, mă rog, muncă involuntară, adică muncă pe gratis pentru stat, să ajut statul să colecteze taxele angajaților mei. Guvernul american nu a atacat-o, ci în judiciar, mă refer. Și doar i-a oprit și a luat banii din bancă, din contul bancar firmei respective. Ea a făcut plângere și a recuperat banii. După vreo 10 ani, și da. Mai bine. Însă, în continuare, acest lucru a rămas așa. Constituționalitatea acestei măsuri n-a fost niciodată. N-a fost atacată deloc, da. Nu s-a discutat, nu s-a judecat, s-a uitat și nimeni nu mai încercat chestia asta. Dar e și amendamentul 5, nu? Da. Amendamentul 5, ăla care spune că nu trebuie să fii obligat să declari lucruri împotriva ta. Ori aici, când completezi declarațiile alea pot fi folosite împotriva ta. Orice spui, cum era în film? Da. Corect. Declarațiile de taxe nu s-a acoperite de drepturile Miranda. Deci avem cele două amendamente, 13 care interzice servitutea involuntară și 5 care spune că nu trebuie să fii obligat să declari chestii împotriva ta. Da.